Sfântul Nicolae s-a născut în anul 270 în provincia Lichia, orașul Patara din Turcia, într-o familie de creștini. Din viața Sfântului și scrierile vechi reiese că după moartea părinților săi, care erau destul de înstăriți, acesta a folosit moștenirea pentru ajutorarea celor nevoiași. Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, cum îi se spune în popor, răsplătește copiii cu minți și le aduce acelora care nu sunt ascultători câte o nuia. Cu praznicul Sfântului Nicolae debutează sărbătorile de iarnă spre bucuria celor mici, dar și a celor mari.